Sențer a declarat că în basketul românesc orice rezultat este posibil. Asta după ce Energia Rovinar a învins Asesoftul în finala cupei. La Craiova el este mulțumit de lot și crede că echipa sa poate bate Oradea. Cât despre finalurile de meci în care de multe ori basketbaliștii de la SCM Craiova au pierdut, el a spus că problema este ca și rezolvată. Avem și un psiholog specializat la echipă, s-au dat niște teste care se vor interpreta acum în zilele acestea. Lucrăm și pe această parte, dar nu numai din acest punct de vedere, dar și prin discuțiile managerului, președintelui, a meu personal, cu fiecare jucător, ca să vedem unde se află din punct de vedere psihic, motivațional și ce putem face ca să-i aducem pe toți în acea transă, în acea foame de a face rezultat. Sentera a mai declarat că la Craiova se vrea performanță și că basketul s-a lipit de inimile suporterilor ca fotbalul. Publicul spectator din Craiova are nevoie de un sport care să le ofere această dorință de a învinge. Eu cred că echipa de basket se identifică foarte bine cu ceea ce își doresc spectatorii și faptul că vin în număr atât de mare la sală este încă o dovadă că basketul este cel mai popular sport după fotbal din România. SCM Craiova va disputa pe 25 și pe 26 aprilie primele două partide din sferturile play-off-ului în deplasare la Oradea.